Vă salut! Bine ați venit la un nou videoclip pe canalul Vox Valla Horum. Astăzi vreau să vorbim un pic despre literă și sunet, dacă tot suntem la fonetică. În primul rând, fonetica este o ramură a lingvisticii care se ocupă de studiul sunetelor din vorbire. Iar atunci când vorbim despre limba română, trebuie să ținem cont de faptul că limba română este o limbă fonetică. Cu alte cuvinte, cum scriem, așa citim. Însă cu toate acestea, există și câteva excepții pe care vreau să le discutăm în cadrul acestui videoclip. Înainte de a ne apuca de treabă, nu uita să dai un like, un share, un subscribe acestui canal de YouTube, iar dacă vrei să rămâi la curent cu materialele pe care le postăm aici, apasă și clopoțelul, întrucât de fapt acela e butonul real de abonare și numai apăsându-l vei primi la timp materialele pe care le încărcăm aici. Hai să ne apucăm de treabă! Spuneam că, în general, limba română respectă principiul fonetic, cum scriem, așa citim, însă avem și câteva excepții pe care aș vrea să le punctez. Una dintre situațiile speciale se referă la grupurile de litere CECI, GEGI, KECHI și GEGI, despre care știm foarte bine că nu întotdeauna numărul de litere va fi același cu numărul de sunete. Regula spune așa, dacă în silaba în care se află aceste grupuri de litere mai există o vocală, atunci grupul notează un singur sunet. Iar dacă nu mai există o vocală, grupul va nota două sunete. De exemplu, în cuvântul ceas, grupul C notează un singur sunet pentru că este urmat de o vocală. În cuvântul cerc, grupul de litere notează două sunete pentru că nu mai există o altă vocală, iar E va prelua rolul de vocală. Sigur, în grupurile de trei litere, precum KECHI și GEGI, nu vom avea niciodată un număr egal de litere și de sunete, pentru că acel H este întotdeauna literă ajutătoare, adică ajută la exprimarea sunetului respectiv. Prin urmare, dacă spunem chiar, avem câte sunete? Trei sunete, pentru că grupul este urmat de vocala A, și câte litere? 5 litere. 5 litere și 3 sunete. Iar exemplele, sigur, pot continua. O altă dificultate pe care o întâlnim atunci când discutăm despre numărul de litere și de sunete se referă la litera X. Litera X notează întotdeauna două sunete. Fie că vorbim despre KS, fie că vorbim despre GZ. De exemplu, Xerox, aici avem KS. Iar dacă zic examen, avem GZ. Vom considera litera X două consoane, GZ sau KS. Deci în transcriere fonetică vom scrie A așa. De asemenea, este interesantă și litera W, care se citește U sau V în funcție de originea termenului. De exemplu, VAT se va citi cu V pentru că este de origine germană, iar în weekend îl vom citi U. Semivocala U este de origine engleză. O altă problemă cu care ne întâlnim adesea atunci când vorbim despre litere și sunete se referă la verbul a fi, la indicativ prezent, da? Hai să vedem. Este sau e? Verbul a fi la indicativ prezent. Se scrie este, dar se citește este, iar acolo avem un diftong. Se scrie e, dar se citește e, de asemenea avem un diftong. Și la persoana a doua la fel. Se scrie ești, dar se citește ești. Grijă mare la acest aspect. Același lucru se întâmplă și la imperfect. Eram, erai, era, eram, erați, erau. Scrise eram, erați, era. Eram, erați, erau. De asemenea și la pronumele personal. El, ea, ei, ele și respectiv eu. Se scrie eu, se citește eu, aici avem triftong. Se scrie el, se citește el, avem diftong. Se scrie ea, se citește ia, vom spune că e are valoare de i în această situație. Exerciții despre acest capitol, despre fonetică, veți găsi pe site-ul nostru. Am lăsat câteva link-uri în descriere. Puteți intra pe voxvalahorum.ro, scrieți fonetică și o să găsiți o mulțime de astfel de teste care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți cunoștințele. Hai să vorbim puțin și despre i șoptit, pentru că și acest i șoptit este adesea problematic. Ce este de fapt i-ul șoptit?
Ișoptit reprezintă o situație mai deosebită. El stă la finalul cuvintelor și este obligatoriu precedat de o consoană. Deci, una dintre condiții este să fie precedat de o consoană. O altă condiție este ca această consoană să nu facă parte din grupurile ceci, gegi, chechi, gheghi. Deci, după acestea, nu avem ișoptit, ci vom spune literă ajutătoare. Hai să vă dau câteva exemple. Frați, plopi, rupi, bați, același, făcuși, el are valoare morfologică, el marchează o anumită categorie gramaticală. De asemenea, se poate întâlni și în interiorul cuvintelor atunci când primul cuvânt din structura compusă a avut la bază un ișoptit. De exemplu, de la ori, avem oricine, acest pronume nehotărât, formă compusă. În oricine, acel i din ori rămâne i șoptit, chiar dacă nu este la finalul cuvintelor. Cam acesta a fost videoclipul despre fonetică, despre sunet și literă. Acum sigur că putem discuta mult mai multe despre acest aspect. Sper să te ajute acest material. Nu uita să dai share, like și abonare. Și de asemenea, dacă vrei să te pregătești mai intens pentru evaluarea națională, nu uita că îți punem la dispoziție un ghid special conceput pentru tine, unde găsești teste grilă, unde găsești videoclipuri exclusive și foarte multe materiale teoretice cu exemple în ajutorul tău. Vrei o notă mare la evaluarea națională? Vrei să intri la liceul dorit? Te-ai gândit deja unde ți-ar plăcea să mergi? Ghidul pentru evaluarea națională conține tot ce ai nevoie pentru proba la română. Peste 200 de lecții teoretice bine explicate cu multe exemple. Peste 50 de teste grilă interactive concepute special pentru tine ca să-ți îmbunătățești rezultatele. Ore întregi de materiale video, filmate și bine editate, în calitate Full HD. Toate testele de antrenament rezolvate. Vom adăuga periodic și mai multe materiale, și mai multe teste, și mai multe clipuri ca să ai parte de cea mai tare experiență. E simplu, te loghezi și începi pregătirea oricând de oriunde, pentru că poți avea acces la acest ghid și de pe telefonul mobil, și de pe tabletă, și de pe laptop. Intră pe voxvalaforum.ro și convinge-te singur.